Alright, hello Astăzi o să abuzez de faptul că am, am văzut prin înregistrările mele o secvență de evenimente care o să-mi permită, cred eu, să explic cât pot de bine cum arată skill-ul individual pe Heroes of the Storm. Deci ce înseamnă să joci tu bine, excluzând elementele care se mișcă în jurul tău, cu echipierii adversari și mai departe. În ce înseamnă ca tu să fii bun. Și o să încep această explicație prin a da play la un clip. O să ne uităm la acel clip și după aceea o să-l revedem și o să pun pauză și o să explic de ce consider eu că a fost un play bun. Hai să dăm drumul la clip. Mamă, ce multe de -ați menat din nou cap. Thanks for pe Ok, și asta a fost clipul. Dacă ignorăm poluarea fonică făcută de călin, e un clip foarte drăguț. Și acum o să luăm încet, încet și o să explicăm de ce este acest clip fain. În primul rând, nu vreau să, să explic chiturile celor doi eroi. Ce e important de știut este că, pentru ca zaratul să poată să-l pe Keltas în pace, singura defensivă a lui Keltas este Eul. Eul lui Keltas, skill shot în linie dreaptă, dacă nimerește de stun. Și, în general, dacă Keltas nimerește stanul pe zaratul poate chiar să facă și kill pe zaratul Dar, în mod cert, nu se mai poate să-și ia rundown. Din punctul lui zaratul de vedere, el vrea să dea rundown cu Vorpal Blades. Dacă, dacă, nu știm ce este Vorpal Blade, de fiată când zratul lovește o țintă cu un basic attack, el pune un mark pe capul adversarului și poate să apese 1 ca să activeze acel mark și să teleporteze la țintă. Astea sunt elementele care o să fie importante aici. Și o să începem explicația, Ai să dau pe mute, asta nu mai vreau să și aud din nou și o să începem explicația cu faptul că m-am hotărât să-i dau engage pe jos. da, Deci nu am apăsat niciun buton ca să ajung la Keltas. Acum, în mod evident, asta a fost o situație fericită în care mi-am permis să fac asta. Dar, în momentul în care mi-am permis să fac asta, am zis, aha, așa că m-am dus pe jos și i-am dat engage. Aici, basic attack, Q, am început damage-ul și acum este momentul în care știu că trebuie să-i driblez Eul, Așa că ce se întâmplă mai departe este că fac un pas înspre el, după care mă întorc instant, pentru că mă așteptam să dea tornada, și dau vorba blade peste tornada lui. În momentul ăsta, Keltas are nevoie de ajutor. În momentul ăsta, Keltas nu mai are ce să-mi facă. Diablo vine, încearcă să-l ajute, și aici Diablo de Charge. Ce face acest charge este că o să mă împingă și după asta parte din combo lui Diablo este că în general după ce Diablo de Charge el poate să facă și Chalk slam și să dea un CC mai lung și astfel Kelta s-ar fi scăpat. Așa că ce fac acum? Dau al doilea Vorpal Blade, driblez, <laughs> driblez charge-ul lui Diablo și ar trebui să observi aici că încă pot să apăs e Cu care E mă blincuiesc și am scăpat. De ce este important, de ce este important faptul că i-am dat engage pe jos? O să observați că la sfârșitul play-ului am tot pe cooldown. Totul este pe cooldown. Am apăsat toate butoanele. Dacă aș fi făcut orice altceva în toată secvența asta, ori aș fi ratat kill-ul, ori aș fi de-a dreptul. De deci fiecare buton pe care l-am apăsat în secvența asta a fost decizia corectă. Și despre asta este vorba în jocul ăsta: decizii corecte. Acum, dacă pratezi un skillshot. Ai, se mai întâmplă să ratezi skillshot-uri. Dar deciziile sunt mult mai importante decât skillshot-ul în sine. Că skillshot-ul la urma urmei ăsta, faptul că aici cheltas. Poți spune că a ratat tornada. Nu, și-a luat outplay. <laughs> și-a luat outplay. Și, bine, asta, din nou, vorbim să skill individual, da? Deci nu o să vorbim despre să reacționezi la ce faci echipa ta, la ce fac adversarii. Asta deja e alt layer de, de skill, să spunem așa. Dar acest video este pentru skill individual, ok? Și o altă componentă a skillului este să intelegi ce îți face erou. Să intelegi ce fac talentele pe care le ai. Și uh, pentru asta o să ne uităm pe câteva, pe vreo 2-3 eroi. Și o să încerc să explic puțin ce înseamnă chestia asta: să știi ce îți face erou. Eh, s-a deschis jocul pe Thrall. Thrall. <laughs> încă de la level 1 el ar trebui să și schimbe fundamental uh, modul de joc în funcție de ce talent clicăiește aici. Pe Echo of the Elements, care spune că ai Q mult mai des, scopul tău în meciul respectiv este pur și simplu să dai Q cât mai des. And that's it. Crash Lightning, pe de altă parte, este un talent care spune că bounce-ul de Chain Lightning doare mai tare pe măsură ce avansează jocul până la un cap. Ceea ce înseamnă că dacă tu ești Thrall și joci Crash Lightning și vrei să lovești tare o țintă, tu nu vrei să castezi Chain Lightning direct pe ținta respectivă. Ci o să vrei să castezi Chain Lightning astfel încât Q-ul să sară pe ținta respectivă. Dacă joci Rolling Thunder, în cazul ăsta, o să vrei să dai Q basic attack în ținta pe care vrei să o nenorocești. nu Q și nu basic attack separat, ci Q basic attack. Trebuie neapărat să-l dai împreună. Uh, un alt exemplu fantastic de game changing talent este aici la 7. Um, pentru că Thrall aici are de ales în principiu între un quest de E uncapped, ceea ce înseamnă că dacă dai click pe talentul ăsta, scopul tău în acest match este să optimizezi numărul de atacuri pe care le dai cât timp eul este activ. Pe de altă parte, dacă joci follow through, ce o să vrei să faci este să strecori basic atacuri între abilități. Ceea ce înseamnă că dacă joci follow through, tu nu vrei să te dai cu capul de tastatură și să te duci tăvălug pe adversar. Nu. No. Aici o să vrei să faci ceva gen dublu V să fuci să dai un basic attack, să apeși E cu basic attack, un Q, un basic attack și așa mai departe. Aici, la level 16, talentul Tempest Fury, care spune că strike cu numărul 3 de E doare extra tare, dacă dai click pe asta, tu vrei neapărat să lovești basic attack -ul numărul 3 într-un adversar. De nu vrei să ajungi într-o situație în care dai două basic attack și al treilea nu mai ajunge. Poate E mai bine să faci viceversa, să dai două basic atacuri pe ziduri sau pe minioni și după asta al treilea să-l dai într-un decât să faci invers. Din nou, dacă dai click pe Alpha Wolf, uh, nu poți să mai arunci uh, W la hurdur, poate îl nimerezi, poate nu. A, A, dacă dai click pe asta, o să faci pe Dracompatul 4 să nimerești W-ul. Și sunt mulți alți, nu, nu că sunt mulți alți eroi, sunt ferm convins că toți toți eroi din jocul ăsta au interacțiuni de genul ăsta. Dar ca să mai dau un exemplu, două exemple, mai dau două exemple în să închid videoul, Liming. Na, Liming ea, clasic vorbind, o să vrea să apese Q și W deodată, astfel încât dacă le nimerești pe amândouă, ai făcut prăpăd. Dar, în cazul în care există un minion obraznic între Liming și ținta ei, ce o să vrea ea să facă este să, să tragă Q și W de astfel încât primul skillshot să moare minionul și al doilea skillshot să se lovească de adversar. Acum, în mod evident, dacă ești pe build de Q, o să vrei să tragi w primul, w să distrugă minionul și q să tracă prin fostul minion și să lovească adversarul și viceversa. Uh, Jaina. Uh, prin modul în care funcționează pasiva lui Jaina, tu o să vrei să deschizi combo-ul de Jaina mereu cu abilitatea care dă cel mai puțin damage brut. Asta în general este Blizzard-ul, ceea ce înseamnă că ordinea în care vrei să dai skillshot-urile pe Jaina o să fie mereu W, după asta Q și după asta E. Dacă nu ai W activ, o să vrei să dai Q și E. Și Așa își optimizează Jaina damage-ul. However, există un talent la level 7 care spune că basic atacurile lui Jaina împotriva țintelor care au deja pasiva de Jaina pe ei o să dea extra damage și o să scadă cooldown-ul la W. Now, dacă joci cu talentul ăsta, asta înseamnă că nu mai este chiar atât de important să-ți optimizezi damage-ul din skill shot-uri. Acum, în mod de evident, dacă poți, o faci. Dar este mult mai important să te asiguri că adversarul are chill pe cap, astfel încât tu să începi să poți să i dai tare cu basic atacurile. Repet, sunt ferm convins că toți eroi din jocul ăsta au interacțiuni de genul ăsta cu propriul lor build. Și dacă luăm clipul explicat de mai devreme, plus componenta asta de să-ți înțelege rolul și să-l joci corect în funcție de ce talent ai clicăit, Așa arată calea corectă să-ți crești personal nivelul de joc. Găgă.